Acum, în prag de sărbători, ce aș putea să zic despre activitatea mea, să zic eu așa, pot să zic că e bilanțul anului 2019, sunt multe de spus, s-au făcut eforturi și se fac eforturi pentru a se materializa multe proiecte începute, în schimb unele se materializează, altele pot să zic că nu se materializează. Asta e, cum zic eu, mi-ar fi plăcut să fie materializate toate, dar nu țin de mine toate aceste aspecte, iar ce țin de mine, eu zic că am făcut tot ce s-a putut posibil face, omenește vorbind, ca să duc la îndeplinire anumite proiecte. Bucurăm copiii din localitatea noastră, cei care sunt la școală, la grădiniță. Este vorba de 1224 de pachete pentru 1224 de elevi care frecventează cursurile în școală și grădiniță. Atât fete cât și băieți. A fost și este un efort financiar din partea primăriei. Mulțumesc consilierilor sau consilierilor care au fost de acord să le oferim aceste cadouri copiilor, pentru că copiii nu sunt în campanie și nici eu nu sunt în campanie. În schimb, toată lumea spune că campania electorală începe odată cu cea care a luat sfârșit, dar noi oferim copiilor bucuria nu pentru a ne lovi noi în stânga și în dreapta. Deci, cum spuneam, mulțumesc consilierilor care au fost de acord cu oferirea acestor cadou tineri copiilor noștri. Un alt proiect care se materializează este cumpărarea și am demarat procedura și am ajuns la final cu ea astăzi. Ne vine mașina de gunoi, o mașină nouă. Și sperăm că, nu sperăm, sunt convins, zic eu, că de acum încolo nu vor mai fi probleme cu recuperatul sau adunatul gunoiului menajer de la cetățeni. Erau probleme pentru că am tot avut mașini vechi, am cumpărat o mașină la mâna a doua și am avut ghinionul să defecteze de câteva ori și au fost câteva sincope care le-am depășit. E adevărat, cu ceva eforturi, dar le-am depășit. Problema este că noi avem serviciul de salubrizare al nostru propriu, iar ca să menținem acest serviciu de salubrizare, ne trebuia și o dotare. Dotarea constând în două mașini de gunoi. Una, fiind foarte veche, s-a defectat și a trebuit să o casăm, drept pentru care am fost nevoiți să cumpărăm una, indiferent că era la mâna a doua sau nu. Am căzut de comun acord cu consilierii să cumpărăm una nouă. Și am făcut procedurile, iar astăzi trebuie să ne sosească mașina. Din bugetul local? Din bugetul local, da. Mașina a fost 600.000 de lei plus TVA-ul. E o investiție și sper eu că o investiție bună pentru comunitate. Problema este că referitor la salubrizare, ce nu este îmbucurător pentru noi cetățenii, zic noi pentru că și eu fac parte tot din trei ei, din cetățenii comunei, este că începând de anul viitor s-au mărit taxele la Fondul de Mediu, pe Ministerul Mediului, aproape s-au dublat cu 80% și vom plăti acum la rampa de gunoi, dacă până acum plăteam, să zic, 100 de lei, acum plătim 180 de lei. O valoare mult mai mare care se va restrânge în buzunarele noastre ale cetățenilor. Dar sperăm că vom trece și de aceste, eu știu, nu va fi bine pentru cetățeni. Dar nu e de la mine putere, ci suntem forțați de împrejurări să mărim taxa de gunoi. Un alt aspect sunt străzile, legat de comunitate, sunt străzile. Sunt proiecte care le-am început de mulți ani în urmă, de mulți ani, din 2016-2017, unele proiecte au fost implementate pe asfaltări de străzi, altele sunt în curs. Am sperat ca până la sfârșitul anului acestuia să asfaltez cât mai multe străzi. Problema este că sunt proiecte în licitație, sunt proiecte în derulare, sunt proiecte semnate pentru începerea lucrărilor, numai că constructorii pe piață sunt foarte puțini, să zic foarte puțini. Suntem primării care am accesat pe diferite tipuri de fonduri, bani și s-au început, cam zic eu că toate comunele din județ, nu vorbesc de celelalte județe, din județ, au câte o lucrare de asfaltare. Sunt câteva firme care sunt pe piață și nu mai fac față la numărul mare de lucrări care se desfășoară în județul nostru. Asta e ceva îmbucurător. Neîmbucurător este că nu mai reușesc să ajungă cu utilajele să-și onoreze la timp contractele. Drept pentru care și noi suntem puțin întârziați cu două contracte. Sperăm mai puțin din anul acesta, sperăm ca săptămâna aceasta să
asfaltez o parte din proiectul început pe anumite străzi și cartiere din comună, urmând ca celelalte să se desfășoare anul viitor. E pregătitul, doar practic săptămâna trecută s-au făcut pregătirile, urmând ca săptămâna asta, dacă timpul acum, să zic, a jucat puțin în defavoarea noastră. Totuși, în același timp, este îmbucurător pentru că nu, încă nu-i frig, nu e ger, nu e ca să se oprească lucrurile de tot. Dar încă se lucrează la asfaltare peste tot în județ și în țară și sperăm și noi că până la sfârșitul acestei săptămâni să reușim să asfaltăm. Ai un proiect semnat care va începe în 15 martie anul viitor. Bine, e adevărat că cetățenii o să zică, am electoral și din cauza aia vei face totul anul, sau cam așa se înțelege. Nu e, n-are nicio legătură. Procedura proiectelor duce și a dus ca anul 2020, chiar anul 2021, în comuna noastră să realizeze cele mai multe proiecte. Referitor la iluminatul public, ce aș putea să vă zic este că am avut un proiect, am avut să facem strada mare, să o modernizăm, să facem o eficientizare pe strada mare. Strada mare este cea mai lungă stradă din localitatea noastră. Și pe această stradă am venit cu îmbunătățirea iluminatului public, dintr-un capăt în celălalt. Cetățenii din comună știe cât este de mare și de lungă strada și bănuiesc că au observat deja că pe acea stradă sau pe această stradă s-a făcut o îmbunătățire referitor la, eu știu să zic, la luminozitatea pe timpul nopții. Ați schimbat corpurile de iluminat? Am pus corpul de iluminat, am schimbat corpul de iluminat. Erau cele care consumau foarte mult, de 250 de 400 de wați. Problema e că erau atât de vechi încât oglinda devenise opacă, nu mai reflecta bine lumina, consumau mult, deci am venit pe partea asta cu eficientizare și am pus becuri de 50 de wați. Cu LED-uri care dă o lumină mai bună, mai plăcută și mai puternică. Iluminatul festiv, acum cetățenii poate să zică dacă avem un iluminat festiv plăcut sau nu. Eu m-am străduit să nu cheltui mult, în schimb să avem și o eficiență în iluminatul festiv. N-am căutat să... Adevărul e că unde se consumă sau unde se cheltuie bani pentru iluminatul festiv, se vede. În schimb, nu ne-am permis să cheltuim atât de mulți bani ca să facem un iluminat festiv. Foarte, foarte bun. În schimb, eu zic că cum am căutat să iluminăm în această iarnă, în acest prag de sărbători comuna, este destul. E adevărat că am căutat să punem pe străzile principale. Nu m-am dus pe străzile lăturalnice. Dar acum, v-am zis, cetățenii hotărăsc dacă este sau nu este bine și plăcut cum am făcut iluminatul public în acest an. Iluminatul public, iluminatul festiv. Deci, în prag de sărbători, să le urez la mulți ani cetățenilor să fie sănătoși și fiecare se bucure de, eu știu, de venirea sărbătorilor, de clipa aceasta care trebuie să o trăim sufletește. Că fizic, zic eu, unii o trăim mai mult sau mai puțin plăcut, dar sufletește ar trebui cu toții să o trăim cu bucurie, cât, sau eu știu, cu fericire. Deci le urez fericire tuturor cetățenilor.